Elevii ar putea primi din partea statului câte 50 de euro pentru a-și cumpăra cărți. Ideea aparține unor parlamentari și își propune să încurajeze cititul în România, țara care se află la coada clasamentului în Uniunea Europeană la consumul de cărți. În ciuda cifrelor negative, mulți copii sunt interesați să citească, însă nu volumele din programa școlară, ci cărți de aventură sau știință. Cui îi place să citească, să ridice o mână. La clasa a șasea, mai puțin de jumătate dintre copiii se regăsesc în lectură. Dintre aceștia, frații gemeni Ismail și Iusuf au chiar o mare pasiune pentru citit. Îmi plac cărțile despre mitologia greacă. M-am plimbat prin magazin și am văzut o copertă super și am știut că acea carte o să-mi placă. Tot o copertă l-a convins și pe fratele lui Ismail, Iusuf. Era clasa a doua și am văzut o carte cu o pisică pe ea și am spus pisicile războinice. Are două elemente care îmi plac, pisici și război. În 4 ani, Iusuf a citit cât unii adulți într-o viață. E o serie foarte lungă. Și câte cărți ai citit până acum? 40 și ceva. Gemenii își împărtășesc pasiunea pentru cărți cu alți copii pe YouTube, în ceea ce se numește Book Haul. Acolo găsesc și ei recomandări. Se numește un stil de YouTube, booktubing, în care unii copii se filmează cu recenzia unor cărți. Ca să îi motiveze pe copii să citească, profesoara de română le-a propus o bibliotecă rulantă. Se făcea o listă în baza căreia cartea ajungea de la un copil la altul. S-au înscris 5 copii, 6. După ce acea carte a fost citită de 5-6 copii, ceilalți auzind subiectul au început să se înscrie și ei pe listă. Același efect l-a avut asupra copiilor și vestea că ar putea primi 50 de euro pentru cărți. Care copii vor primi câte 50 de euro bani să-și cumpere cărți? Ce ziceți de asta? Așa vreți să vă cumpărați cărți? În 2017, vânzările de carte pentru copii au înregistrat o creștere semnificativă de 30% față de 2016, ceea ce înseamnă un venit important pentru edituri. O carte ilustrată pentru copii costă aproximativ 40 de lei. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, înseamnă că un copil va putea să-și cumpere cu 50 de euro aproximativ 5-6 cărți. Proiectul 50 de euro pentru cărți se adresează copiilor din clasele 1, a 5-a și a 9-a și are prevăzut un buget de 25 de milioane de euro. Banii ar urma să ajungă în școli prin Ministerul Educației, iar copiii vor fi nevoiți să prezinte dovada achiziționării de cărți.